După ce în vara acestui an românii au ieșit la vot pentru a-și alege primarii, acum se pregătesc pentru a vota parlamentarii și președintele României. Potrivit calendarului electoral, în această săptămână, candidații depun dosarele la birourile electorale. Astfel, candidații din partea Uniunii Salvați România, filiala Giurgiu, și-au depus marți, 15 octombrie, dosarele de candidați. Lista pentru Senatul României este deschisă de Codruț Câinaru, în timp ce lista pentru Camera Deputaților este deschisă de Ciprian Alexandru. Sunt împreună cu echipa care se regăsește pe listele de parlament, o echipă pentru Giurgiu, o echipă diversificată în termen de vârstă, de experiențe, de capabilități, echipă care sperăm noi să ne ajute pe cei care vom intra în parlament să promovăm proiectele pentru județul nostru acolo. Nu o să vă promit că din Parlament o să construim metrou până la Giurgiu, dar ce pot să vă promit eu acum este că, așa cum în mandatul de 6 luni de subprefect al meu am făcut totul pentru giurgiuveni și cu gândul la ei, așa vom face și acolo, dacă vom intra, și sper că vom intra în Parlament, așa vom gândi fiecare zi pe care o vom petrece acolo, pentru giurgiuveni. Liderul USR Giurgiu, Ciprian Alexandru, a vorbit și despre reușitele pe care le-a avut din poziția în care se află, dar și despre atuul pe care acesta consideră că îl are lista de candidați a Uniunii Salvați România, filiala Giurgiu. Eu sunt, după cum știți, inițiatorul protestului. Asta era un exemplu pentru giurgiuveni, ce am putut face din opoziție. Inițiatorul protestului pentru contra-incineratorului din Giurgiu. Protest care a dus la stoparea. Recunosc, împreună cu autoritățile locale, a dus la stoparea proiectului de incinerator. Un atu al listei noastre este acela că toți suntem giurgiuveni. Unii o să mă acuze că eu nu sunt. Sunt prezent în Giurgiu de 25 de ani. Am o casă în Giurgiu și trăiesc în Giurgiu, în nordul județului, în Ogrezeni. Lista pentru Senatul României, depusă de USR Giurgiu la biroul electoral județean marți, 15 octombrie, este deschisă de Codruț Câinaru. Cred că din poziția de senator, cred că voi putea face multe lucruri, cum am spus și la început, pentru orașul Giurgiu, cum am spus și în campania de candidatură la primărie. Cred că oamenii, este cazul în acest moment să-și dea votul și să se lumineze și să dea un vot de încredere pentru tineret. Îl avem tot pe lista de senatori, îl avem pe Daniel, care este primarul de la Crevedia, care a avut curajul și a candidat la Crevedia și oamenii au avut încredere în el și este primarul nostru de la Crevedia. Și eu cred că în următorii 4 ani va face lucruri foarte bune acolo dacă va fi lăsat și va fi ajutat și de Consiliul Județean.